Casa Poporului. Construcție megalomanică, de unii hulită, de unii admirată. Găzduiește și Muzeul Național de Artă Contemporană și o priveliște urbană de hârcă. Expoziția Ștefan Câlția. Însemnări dintr-un timp trăit. Și nu că aș fi un mare cunoscător al operii lui Câlția, dar credem că are o viziune mai luminoasă, mai optimistă, dar iată că are și lucrări, are Tenfioara ala Ieronimos Bosch, viziuni de coșmar, animale, monștri. Iată aici, oameni trași în țeapă, acolo tronează o primată cu o coroană pe cap, schematică. Ieronimos Bosch. Ureala Ieronimos Bosch. Uite, mă regăsesc aici.
Dar Bruegel cum e? Purcel, o lucrare numită Sphinx. Electrificare. Vă amintiți că pe barajul de la Vidraru, pe Argeș, este statuia, mă rog, o statuie metalică care seamănă cu asta. Electrificare. Era aici o lucrare numită cuplu. Un rinocer în mărime naturală. Nu văd cum se numește lucrare. Prezențe sau... În fine. Și gata. Am fost. Veni, vidi, vici și întoarcere acasă. Ne-a plăcut. Biletul 24 de lei. Bilet întreg. Ai auzit că dacă lucrai la un muzeu sau ce mai zicea? Student. E lăsat eu zona... Amenajez aici, cred că aici, o parcare sau în față. Și bineînțeles că fac catedrala Hărturie Mântuirea. ...24 de lei, bilet întreg, merită. Chiar a meritat. Mi-a plăcut cel mai mult Câlția, bineînțeles. Pentru asta am și venit. Mă rog, mai corupt, că și eu știu despre el. Câlția alături de George Mazilu, îmi plac foarte mult dintre contemporani.
Mesajul e clar și nu se îndreaptă către moarte. De dragul diversității citești o carte. Dacă vrei să faci lumină când e pentru tine noapte, ducă-te singur, frate, citești o carte. Mesajul e clar și nu se îndreaptă către moarte. De dragul diversității citești o carte. Dacă vrei să faci lumină când e pentru tine noapte, ducă-te singur, frate, citești o carte. Că porți basket sau tocuri, tot vezi coborând din blocuri, oameni triști din...